Ross is my name. Salutare toată lumea și bine v-am găsit la un nou minunat episod de Minecraft. Aici vom juca Minecraft single player din nou. Și ce vreau să vă anunț este că Minecraft-ul va continua mereu, dar numai pe lumea asta, deci numai pe lumea asta. Poate și pe alte lumi, dar o să se numească altcumva. Și această serie se va numi Minecraft, Planeta Minecraft, pentru că de ce nu? Da, de ce nu s-a spart lemnul ăla? De ce? Bun. Acum că am luat lemn, avem și locul perfect pentru casă. Lângă noi avem un mlaștin unde putem găsi fosile de dinozaur. Și dacă chiar nu știați, da, mlaștină, dar pe Minecraft-ul de pe calculator se pot găsi fosile de dinozaur. De fapt, numai fosile, pentru că nu sunt de dinozaur, că dacă nu s-ar fi și băgat dinozauri. Și când o să bagi și pe telefon, chiar o să fiu interesat. Și să vă arăt și vouă. Pentru că, pur și simplu, ar fi super tare să găsesc și eu, dar după cât m-am informat eu și sunt foarte rare. Foarte. Cam una la un milion, așa ar fi. Și poate unele mlaștini n-au fosile, pentru că e una la un milion. De ce nu? Sau era șansa mai mică? Una la 2 milioane, nu știu. Poate. E cam greu să găsești una, asta e ideea. Mai greu decât un trifoi în viața reală. Că dacă... Ai de capul meu! Că dacă trifoiul e șansă 1 la 1 milion să-l găsești, pentru că da... De ce fosila... Ții și deja oi, ei! Dar ca să fie mai simplu... Gata și fac și asta, pentru că o să ne stabilim aici, doar, da, totuși, oaie maro, mori, oaie maro, ei mi-a dat o lână, ca de obicei. Bub, bub! De ce n-ai tras? Nesimțit. Așa. Am una și una, mai trebuie încă una. Mamă, am găsit și peșteră. Gata, boss. 2 peșteri la un loc. Căul pe undeva. Nici, nu, nimic. De ce nu găsim căul? Îmi trebuie mai mult dirt inutil. Dirt inutil. Dirtul este super inutil. Așa că el merită să stea aici. Să fac un pickaxe. Pentru că de ce nu pickaxe? De fapt trebuia de piatră, dar n-aveam târnă cu ce să sparg. Păcat că pe Minecraft normal nu există hardcore. Adică știți voi, modul ăla în care dacă ai murit te-ai dus. Pur și simplu, ar fi mult mai distractiv și așa te-ar face să nu mori atât de repede, cum mor eu mereu, sacrificându-mă pentru niște diamante. Și știind că am keep inventory. Ah,
76 pe hardcore, că, nu, că nici nu contează dacă ai keep inventory, adică când mori să nu ți pierzi itemele, că ești dead, gata, dacă, chiar dacă ai și keep inventory, tot ești mort. Că hardcore e survival, frate, survival normal, mă refer. Ăla în care trebuie să mănânci numai carne. De ce am observat eu pe survival, mă refer hardcore, e că scade foarte repede mâncarea, aceasta e foarte nașpa. Bine că n-au băgat pe hardcore să bei și apă, că dacă nu, haide, capul meu, nu știu ce făceam. Muream aici, efectiv. A, da, topor de piatră. Pentru că, da. Și mă, că mi-am făcut asta, fac asta, și o să mai tai și eu ceva aici, mic. Căul! Sfântul mamei fiicei căului. Hai mă, 4 torțe trebuie să... Am. Nu asta vreau să fac. Asta. Și asta. Și asta. Ah, mai bine. Nu vom sta în mine, stați calmi. Doar o să ne tem lemne, facem casă și ce să mai facem după... Bun. Acum, haide, fier! Voi face topor de fier. De fapt, nu. Cine ar face asta? Oricine știe că trebuie să faci armură de fier după topor. De fapt, după sabie, în cop și după topor. Da, clar, din aceste resurse am văzut că mina asta face. Iau și căul ăsta pentru că da. Bun, pentru că da, și mă voi urca înapoi, ton, 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 dub, dururu, dub, dururu, op, bun, aici, gata, aici, aici, uite aici, nu, acolo, uite, acolo, nu pot să, v-am se vede oricum, stați. N-aș mai că să nu. Ale, de ce lăguiești fix în momentul ăsta? Fix în momentul ăsta, de ce, de ce, de ce? Pentru că da. Tai și lemnul ăla. Și ăla, și ăla, și ăla, și ăla. Plictisitor episodul. Bum, 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 bum. De ce tai și lemnul ăsta? Pentru că ar avea un design frumos. Pentru că mie nu-mi place doar cum arată când îl prelucrezi. Îmi place designul lemnului. Și că el aș face niște chestii. O să vă arăt eu. A, dai, și nu o să fac nimic off-camera. Deci să nu vă așteptați să niște diamante. Fai, și cât aș căuta niște diamante acum. Da, aici vreau să fac numai o casă. Tup, tu, tu, tu. Mamă, cât lemn, cât lemn. Sunt nebun. Tai și asta pentru că de ce nu? Pentru că da. Se pare că ne vom face casa noaptea. Cine n-ar fi vrut asta? Eu, desigur.
Deja am găsit alt loc pentru casă. Care e mult mai apropiat de lemn. Da. Uite, ăsta e mai plat decât orice plățime. Și are și lavă pe lângă. Nu, fără lavă, nine. Nu mă duc. Măr! Vreau măr, hop! Cum crezi că voi bate o Ender Dragon-ul? Oaie! Mori. Am zis mori. Mersi de ulul tău. Pentru că așa voi... aici e mai perfect decât acolo. Crafting table. Pat. Pun pat. Dorm. Dorm. Oh, ce obositoare a fost ziua de Minecraft. Și își face și un furnaci. Și de astea. Bob. Dup, 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 dup. Bop, bop. Da, arăta ceva. Ceva promițător. Acum să încep să-mi prelucrez, nu ăsta, pentru că ăsta e folositor. Da. Și cât de mare va fi casa, vă întrebați? De aici. Aici. Și de aici, aici. Sunt drept. Drept. Dup. Dup, 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 dup. O să fie cea mai tare casă făcută de mine ever. 1, 2, 3. Vreau să văd. 1, 1, 2, 3. 1. Ha, fuck. 2. Nu o să terminăm casa în episodul ăsta, desigur, pentru că da. Deci, pentru că aici o să fie primul geam, al doilea geam, al doilea geam și aici. Și 1, 2, 3. Și o să arate bine casa. De fapt, o să fac ceva off-camera. O să fac casa cât, nu cât mai înalt ar fi nașpa. 1, 2, 3. Toporișcă. Vreau să-mi ajungă să pun și aici de-astea, cu să arate urât după. Oricum, mai trebuie numai două, de fapt patru. Să tăiem patru lemnișor de după râu, de după râu. Deci numai de aceste două bucăți de lemn am nevoie în seria asta mirifică, în sezon! De fapt, sezon. Sezon e mai bine zis decât o serie. Amărâtă de serie! Sezon, doamne fere! Bop, 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 bop. Bop, bop. Bop, bop, dop. I am the dop. Numai așa o să fac aici. O să aibă o textură cam colorată. Poți spune. Așa de frumos. O să arate. Bop, bop, așa. Gata. Arată fain. N-am vrut să fac asta. A fost cea mai neinspirată ideea mea. Să vedem de afară cum arată. Mă, să știi că are un design frumos.
frumos pentru o persoană. Pentru one person. Nu înțeleg de ce am pus astea aici când eu clar o să mă mut în casă. Pentru că da. Bun, da, oricum. Ha, unde aș putea găsi și-o niște nisip? A, da, la lac. Aș pune patul, nu știu, în mijloc, poate. Fix pe la ușă. Da, fix aici. Chestul, uite aici. Crafting table. Aici. Fărnița aici. Și o să încep să-mi fac deja podeaua. Ok, puțină, o să fac puțin copt lemn. Și vă întrebați de ce aici nu distrug, pentru că nu se vad. Dar pe supat se vede. Da, arată promițător. Promițător. Casa noastră deja este în construcție. Da, dar vom încheia și noi episodul aici. Sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi ne auzim data viitoare.